Salutare tinerilor și bine ați venit la un nou unboxing pe canal. Astăzi scot din pachet cel mai ieftin router pe care l-am găsit eu în piață. Este un model de la Mercusys. Vedem că este un wireless N de 300 de megabits, ce poate începe la 300 de megabits. Vedem aici și modelul, este MW301R. În partea de jos ne sunt specificate câteva dintre dotările, dacă pot să spun așa, ale acestui router. Vedem că avem două antene de 5 decibeli. Bine, astea că oferă o conexiune stabilă și toate nebunile astea, rămâne de văzut că este destul de mic, care are o dimensiune destul de mică, că se poate instala destul de ușor. Asta este fața cutiei. Aceasta este spatele cutiei. Vedem încă o dată aici că avem o conexiune de până la 300 de megabits pe wireless pentru video streaming, online gaming și transfer rapid de fișiere. Vedem că suportă chiar și rețele guest, de exemplu dacă cineva vine la voi și nu vreți să-i dați parola oficială, ca să zic așa, și să aibă acces la toată rețeaua, puteți să-i faceți o rețea din asta de oaspete și doar are acces la internet și atât, nu are acces la rețeaua locală. Și toate celelalte, vedem că avem și parental control pentru copii, dacă vrem să-i supraveghem și alte nebunii de genul. Aici ne sunt specificate cele două porturi LAN, are doar două porturi, pentru că prețul spune cuvântul. Un port WAN, alimentarea, resetul și da, antenele sunt nedetașabile, adică nu pot fi scoase ca la alte rutere. Bineînțeles, acesta este cel mai ieftin router pe care l-am găsit pe piață, deci nu ne așteptăm la mare lucru. Avem aici un ghid de instalare rapidă și alte nebunii, hărțogării și alte drăcii, pe care oricum nu le citește nimeni. Avem un port, un cablu, pardon, de rețea de 100 de megabits, ca atâta suportă pe LAN. Alimentatorul, care îl băgăm în priză și celălalt capăt intră în router, ca să poată să funcționeze. Și acesta este routerelul. Vedem cele două antenuțe, ia să le punem așa. Cele două porturi LAN, portul WAN, alimentarea și portul, sau de fapt mai bine zis, butonul de reset. Aici putem să-l punem undeva sus, prins în niște cuie sau dibluri de genul ăsta. Și cam asta este, are doar un singur LED de power, cred, sau ceva de genul. Da, are doar un singur LED, hai să focalizăm și noi un pic aici pe el. Reușim. Și cam asta este, un router, asta e palma mea, asta e router. Da? Ca să vă dați și voi seama cam cum vine. Da? Deci este un router de dimensiuni mici, un router care cred eu că își face treaba foarte bine, adică oferă o conexiune wireless și poți să te conectezi cu telefonul, cu tableta sau cu laptopul pentru un Facebook, YouTube și alte nebunii de genul ăsta. Bineînțeles, nu în cantități foarte mari, dar la cât se vinde acest router, credeți-mă că este cea mai bună afacere, cum s-ar spune. Da, deci am făcut unboxing celui mai ieftin router de pe piață găsit de mine. Dacă voi găsiți altul mai ieftin, puteți să-mi spuneți acolo în rubrica de comentarii. Tot în rubrica de comentarii vă aștept și cu păreri, sugestii, opinii, chestii, trestii, balamale. Ăsta a fost unboxing-ul, sper că v-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-i lași un like și să-l distribui, să-l vadă și prietenii tăi. Și dacă ești nou pe canalul ăsta, nu uita să te abonezi, să fii la curent când mai postez ceva sau când fac un live. Până data viitoare, numai bine!